Iar acum șoc pe întreaga țară. S-a întâmplat momentul și al mult așteptat. Toți se întrebau când Emilian Crețu a să-și facă prezentă iubita. Vreau să vă zic că iubita lui, în sfârșit, o împlinit săptămâna aceasta, frumoasa vârstă, de 49 de ani, Lilia Lupușor! Uitați-vă! Și moment romantic, i-am surprins cu camera ascunsă pe Emilian Crețu și pe iubita lui Lilica Lupușorel. Îi dorim multă sănătate, îi dorim fericire, dragoste și vorba și ea. Mesajul vine din partea vecinilor, tătii vecinii din Mahal, o iubesc, vorba și ea, o uvajesc. Așa că Lilica, love, 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 love. Și când m-a apărut pe Instagram și pe TikTok, mulți internaționali, cum mai cheam cuvântul ăsta? Internauți, doamne, iată, m-a spus că ea ca femeie, asta e femeie dintr-o bucată. Așa că Lilica, ia ți-bea liubliu, love, love, love. La mulți ani, Lilia, și-ți vă zic, gata, mare chef a fost acolo. Și mai, vreți să vedeți cum o sărbătorit? Dacă vreți, vedeți, rugați-mă, nu, stați. Eu vreau ca toți cei care acum se uită la reportaj, la emisiune, scrieți un comentariu, Dora, te rugăm frumos, arată cum au sărbătorit Emilian Crețu și iubita lui vecină, Lilia Lupușor, cei 49 de anișori. Haideți să arătăm, hai uitați-vă, hai uitați-vă și prin el. Bună seara, e ziua vecinei mele, Lilia, să fii sănătoasă, fată! Se știe! Se curgă banul cu șampania! Eu putem! Mulțumesc, frumos! Te mie și iubesc, ca în vecină de la fată! La mulți ani! Ții! Ții! Împreună pentru vecina, Lilia! Haide! Opa! Noroc și bucurie, Lilia! Virtuti! Hai, împreună, pentru vecina Lilia, toată Lilica, bravo! Și un mesaj pentru urmăritorii tăi, fanii tăi, cine sunt voi? Sănătate, mai bine, să mă apreciază, să mă iubească! Și la urmă, chiu, eu, la urmă!